Invitat în cadrul unei emisiuni televizate, fostul președinte Traian Băsescu face afirmații dure în privința unei viitoare candidaturi a premierului Marcel Ciolacu la Palatul Cotroceni, dar și despre neînțelegerile dintre PSD și PNL privind alegerile prezidențiale. Ciolacu ar face o greșeală să candideze, susține fostul președinte al României. Ciolacu ar candida mizând pe faptul că dacă dă un ban la electorat și nu-s puțin, sunt 3,5 milioane care vor avea pensiile mărite, va primi în schimb voturi. PNL-ul vrea decembrie pentru că ar vrea să-l vadă pe Ciolacu anunțând măsurile de reducerea deficitului bugetar. Deci aceste calcule îi împiedică deocamdată să ajungă la o concluzie. Ce vrea să facă el cu puterea de la Cotroceni și ce vrea să facă, ce ar putea să facă cu puterea de la Palatul Victoria, vă pot spune că se pot face mult mai multe pentru popor de la Palatul Victoria decât de la Palatul Cotroceni. După părerea mea, Ciolacu ar face o greșeală să candideze. Ca prim-ministru are putere, are tot.